Salutare și bine te-am găsit la canalul meu, eu sunt Diana și astăzi ne vom uita la o revistă de la Miraculous care are mai multe lucruri. Acest cadou cu unul dintre cele două breloguri o putem găsi pe Tiki sau pe Fluff. Ambele sunt preferatele mele, așa că oricare o găsesc e super drăguț. Avem un cartonaș ediție limitată cu buburuza, două seturi de stickere și în interior se mai află o revistă și un album. Pe spate avem albumul și un pachet de stickere. Am mai primit 3 pachete de stickere cadou și am cumpărat această cutie în care se află 50 de pachete de stickere. Așa că haideți să desfacem revista și să ne uităm rapid prin ea. Aici este cartonașul ediție limitată. Este foarte frumoasă buburuza. Așa arată și pe spate. Haideți să vedem dintre cele două pe care le-am primit noi. Ce drăguț! Am găsit-o pe Tiki! Apoi avem două seturi de stickere. Unul este doar cu Kwami. Să-mi scrieți în comentarii care este Kwami-ul vostru preferat. Al meu este Fluff. Iar aici avem stickere cu fiecare erou și Kwami-ul lui. Haideți să trecem mai departe la revistă. Pe copertă l-avem pe Motan Noir și pe Buburuză. Iar aici este cuprinsul. Ne spune toate cadourile pe care le-am avut. Și aici sunt foarte multe poze din episoadele cu Buburuză. Apoi avem o bandă desenată. Iar episodul este cu bunicul lui Marinet. Aici ne spune câteva informații despre album.
și cardurile de ediție limitată pe care le putem găsi. Aici avem de colorat. Și ne întreabă dacă am găsit-o pe Tiki sau pe Fluff. La mijloc avem un poster. Foarte drăguț. Iar aici avem o imagine cu miraculosul Shoim. Și informații despre el. Apoi fiecare zodie de la miraculoși. Aici avem informații doar despre Chloe. Iar aici o colorăm pe Alia și pe Rena Furtiv. Desene de la fani. Să găsim diferențele. Și jurnalul lui Marinette. Iar aici avem de colorat versiunile micuțe a lui Rena Rouge și a lui Chloe, transformat pe în Regina Albină. Apoi o reclamă cu o revistă cu Bibi și Tina. Și am ajuns la finalul acestei reviste. Următorul videoclip va fi cu acest album și cu stickere. Ne vedem în următorul videoclip!